sehen mit uns bis zwischen Wolk ist Wasser, neues Nightlife. Weg, spiegeln die Skyline. 166, so ein Verdeck, erzähl uns nichts über Lifestyle. Wolk ist Wasser, neues Nightlife. Trecem și la ultimul episod din seria de mituri și legende Five Nights at Freddy's 4. Astfel voi recapitula cele mai importante informații din joc. Dar înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru like-urile strânse la episodul anterior. S-au strâns peste 3000 de like-uri, sunteți cei mai tari! Și m-aș bucura dacă s-ar strânge tot într-atâta. Însă, dacă vom atinge și aici peste 2500 de like-uri, voi face un nou episod din recapitularea din jocul Five Nights at Freddy's Sister Location. Deci, nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți, bineînțeles, să continuăm. Five Nights at Freddy's 4 este ultimul joc din capitolul prezentat de Scott Cawthon. Jocul Five Nights at Freddy's s-a învârtit pe subiectul mușcăturii din 87. Ei bine, FNAF 4 este ultimul joc din acest capitol, după cum bineînțeles ne spune și Scott, The Final Chapter. Și așa ca o paranteză, Five Nights at Freddy's Sister Location este un spin-off al poveștii, adică Five Nights at Freddy's Sister Location a arătat ce s-a întâmplat cu Michael și de unde a pornit totul, față de celelalte patru jocuri care au făcut referire la mușcătură. Pur și simplu, FNAF SL a fost un joc în plus pentru a ne da câteva informații, dar acum să ne întoarcem la FNAF 4. Jocul FNAF 4 a fost lansat pe data de 24 iulie 2015, pe platforma Steam, iar trailerul a fost lansat pe 13 iulie 2015. Față de celelalte 3 jocuri, al 4-lea a venit cu o surpriză și anume o altă perspectivă. În acest joc ești predispus să supraviețuiești 8 nopți împotriva coșmarurilor și nu orice fel de coșmaruri. Coșmarurile animatronilor originali transpuse de către mintea copilului sub formă de creaturi. Al 4-lea joc, după cum am spus, ne-a arătat vinovatul mușcătorului din 87, care, să fim sinceri, cei mai mulți dintre noi nu ne-am fi așteptat la el, și anume Fredbear. Acțiunea din minigame-uri se petrece în jurul anului 1987, înainte, bineînțeles, de restaurantul din FNAF 2, mai exact cu câteva luni, deoarece FNAF 2 este plasat undeva la sfârșitul anului 1987, adică 13-11-1987, unde anotimpul în mod normal ar fi fost iarna. Ei bine, în FNAF 4 vremea pare destul de frumoasă, astfel încât victima este îmbrăcată într-o ținută de vară, care automat acțiunea din FNAF 4 se întâmplă înainte de FNAF 2, dar în același an. Deci putem spune timeline-ul încă o dată. FNAF 4, 1987, FNAF 2, sfârșitul anului 1987, FNAF 1, 1993 și FNAF 3, 2023. Acțiunea din minigame-uri se desfășoară în 3 locuri, în casa lui William Afton, afară și în restaurantul Fredbear's Family Diner, condus de către Michael Afton, așa zisul Purple Guy. Cu cât înaintăm în opți, cu atât vom primi un nou minigame. Penultimul minigame arătând mușcătura și totodată arătând faptul că este ziua lui Crying Child. Mai pe scurt, Crying Child a fost mușcat de ziua lui datorită fratelui său mai mare cu masca de Foxy alături de prietenii săi.
Fiecare persoană de la mușcătură, în final, posedă animatronul pe care îl reprezintă. De exemplu, fratele mai mare pe care îl reprezenta pe Foxy, îl posedă pe Foxy. Cel cu masca de Bunny îl posedă pe Bunny. Și așa mai departe. Astfel încât aceștia au fost omorâți de către William Afton. Dar acum vă întrebați, de ce William și-ar omorâ proprii copii? Păi, acum să ne întrebăm de ce a omorât și pe cei din FNAF 2, de ce a omorât-o și pe Puppet. Din câte putem observa, nu a avut un motiv întemeiat. Ceea ce se crede că William avea instabilitate psihică, emoțională. Pur și simplu nu-i plăceau copiii, iar mai pe scurt, era nebun. Astfel încât a aflat ce i-a făcut fratelui său, acesta a cedat psihic și în final i-a omorât pe cei patru. Crying Child în final a fost forțat să posede animatronul Fredbear, iar în final acesta apare drept o halucinație în celelalte jocuri. Acum vă întrebați, păi dar cum e o halucinație dacă acesta te omoară? Păi până la urma urmei, așa este tehnica jocului, făcându-l mai special pe Fredbear. În FNAF 1, acesta îți apare în față și îți iese din joc, iar în 2 te va ataca venind cu capul spre tine. Asta nu se întâmplă în realitate, deoarece este o halucinație, dar Michael se sperie și astfel așa se sfârșește noaptea din cauza lui Fredbear. Copilul și-a imaginat acești animatroni ca niște monștri datorită plușurilor prezente în camera sa, iar plușul Fredbear fiind o imaginație a copilului. Acest pluș nu există, deoarece el, din câte puteți observa, este prezent peste tot, atât în canal cât și ca o floare uitându-se la tine, creepy. Pe lângă plușuri, mai este și din vina reclamei de la televizorul cu Fredbear în Friends 1983, prezentându-i pe cei 5, Fredbear, Freddy, Chica, Bunny și Foxy. Ăsta este un motiv în plus de ce Spring Bonnie nu este prezent ca un nightmare uriaș. În schimb, Plush Trap e reprezentarea jucăriei fetiței din fața restaurantului. În joc, copilul trebuie să se înfrunte cu Nightmare Freddy, care îți poate apărea în spatele tău, alături de micii Fredless, Nightmare Bunny în stânga, Nightmare Chica în dreapta și Nightmare Foxy în dulap. Ei bine, coșmarurile devin din ce în ce mai active datorită fricii copilului. În realitate, asta este total greșit. Copilul a fost mușcat de lobul frontal, iar lobul frontal conține cele mai adânci frici. Din moment ce nu ai avea lobul frontal, nu ai avea frică, corect? Ei bine, în joc este total invers. Și habar nu am de ce. Animatronii devin din ce în ce mai activi, iar noaptea 5-a vine cel care l-a mușcat, și anume Nightmare Fredbear. Nightmare Fredbear fiind firca cea mai mare a copilului, acesta poate veni în dreapta, în stânga, în dulap și în pat sub forma unui cap uriaș. Îți poți da seama că Fredbear a intrat în cameră atunci când acesta începe să plângă. Da, să plângă, deoarece dacă vom da pe speed up și puțin pitch din resetul acestuia, vom obține asta. Destul de trist, nu? Practic este plânsul copilului mușcat. Sau putem spune că este plânsul lui Fredbear, fiindcă acesta l-a mușcat neintenționat. Practic nu a fost vina lui Fredbear, a fost vina fratelui său, Foxy. Din cauza lui s-a întâmplat toate acestea. Ei bine, din noaptea 6-a poți reveni celelalte nightmare-uri, iar de la 4 dimineața va reveni Fredbear. În noaptea 7-a lucrurile se schimbă. De la 4 dimineața, în loc de Nightmare Fredbear, va veni cineva și mai urât, și anume Nightmare. Coșmarul în sine. Coșmarul luând forma lui Fredbear. Coșmarul în sine poate lua orice formă. De exemplu, când eram mic, coșmarul meu lua forma de calorifer. Doamne, ce tâmpit eram! Iar aici, din cauza mușcătorii, coșmarul a luat forma lui Fredbear, fiind de data asta negru. Negrul reprezentând întunericul, iar papionul său galben îl reprezintă pe Fredbear. Plush Trap
Acesta este un fel de minigame. Punându-ne la fiecare noapte să te confrunți cu el, ajutându-ne de în lanterna pentru a-l pune pe X-ul din mijloc, astfel vei primi un bonus. Vei putea trece peste 2 ore din noaptea următoare. Deși noi în jocul propriu zis ne aflăm în casa lui William Afton, copilul de fapt visează în timp ce este internat în spital. Asta reprezentând și easter egg-urile pe care le voi menționa în secunda următoare. Easter egg-urile din al patrulea joc sunt destul de interesante, însă nu sunt foarte numeroase, din păcate. Florile, pastilele și perfuzia prezintă faptul că acesta este în spital, florile fiind aduse cel mai probabil de Michael sau de fratele mai mare, dar totodată însemnând că fratele mai mare îi pare extrem de rău de ceea ce s-a întâmplat. În acest minigame, dacă te vei reîntoarce a doua oară, îl vei observa pe Michael cum acesta îmbracă o persoană în costumul Spring Bunny. Ceea ce dovedește că Spring Bunny este un animatron bazat pe arcuri, la fel cum este și Fredbear. 1983 din minigame. Dacă te vei duce de 3 ori la televizor, acesta se va aprinde și îți va apărea această reclamă cu Fredbear and Friends 1983. Primul restaurant unde existau cei 5. Fredbear, Freddy, Bunny, Chica și Foxy. Cei 4, Freddy, Bunny, Chica și Foxy, sunt cei Withered din FNAF 2, însă pe vremea când ei încă funcționau, pe vremea când încă erau întregi și puteți observa că Spring Bunny nu era încă construit pe atunci. Un alt easter egg în joc ar fi Fongai, în care îi poți auzi telefonul din noaptea 1, din FNAF 1, în care el vorbește despre lobul frontal, destul de misterios. Iar cel mai mare easter egg și cel mai misterios este Deep Nine, cutia de la sfârșitul nopții a 8-a. Unele secrete ar trebui să fie uitate pentru un moment. Nimeni nu știe ce se află în această cutie și nu mai credeți toate porcările găsite pe YouTube, de exemplu că în cutie s-ar afla Fredbear. Nu, e un simplu edit. Cât de inapt să fii să crezi asta? Bun, Deep Nine rămâne pentru un moment uitat. Teaserele. Primul teaser a fost cel cu pălăria lui Freddy lăsată pe jos, reprezentând sfârșitul jocurilor, însă nu a fost așa. Al doilea teaser a fost același, însă de data asta pălăria lipsind. Al treilea teaser a fost cel cu Nightmare Freddy, care după părerea mea arată cel mai super în această ipostază. Al patrulea teaser este cu Nightmare Bunny, cu textul "Was it me? Am fost eu?" referindu-se la moșcătura din 87. Al cincilea teaser este cu Nightmare Chica alături de Nightmare Cupcake, la fel ca la Bunny, aceeași întrebare. Am fost eu? Al șaselea teaser este cu Nightmare Foxy, cu același text, bineînțeles. Al șaptelea teaser este cu Nightmare Fredbear, prezentându-i doar burta și totodată prezentând aceeași întrebare. Am fost eu? Al optelea teaser este în final cu Plush Trap, lucrurile teribile vin în pachete mici, aici referindu-se la Plush Trap. Ei bine, cam atât am avut de spus în acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați, dacă vom strânge peste 2500 de like-uri, vom face următorul episod de concluzii cu Five Nights at Freddy's Sister Location. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut. Eu am fost Gâza Magică, ne revedem data viitoare și nu uitați să aveți grijă de voi.